La mulți ani celor sărbătoriți astăzi, celor care astăzi își sărbătoresc și ziua de naștere. Vreau să ne reîntoarcem la semnificația zilei de 8 martie, pentru că au trecut decenii bune de când este sărbătorită această zi a femeii. Cum s-a ajuns în acest punct și din ce moment a început, de fapt, emanciparea femeii și dorința de a avea drepturi egale, de a scăpa de violență și discriminare? Parcă printr-o înțelegere, deși nu a fost așa, pe întreg mapamondul, la începutul secolului 20, femeile au început să-și ceară mai mult drepturile. Acest lucru la New York a continuat în alte orașe și s-a ajuns până la Sankt Petersburg, acolo unde femeile în timpul primului război mondial și-au dorit mai multă libertate, mai multă pace, liniște și fericire. Lucru pe care l-au cerut și le-a reușit. Așa a început Revoluția din Februarie. Multă lume crede că Revoluția din Februarie de la Sankt Petersburg, din încă Imperiul Țarist, a fost începută de bărbați. Lucru total greșit, pentru că femeile sunt cele care au dat startul a ceea ce a început atunci. Puterea, din punct de vedere politic, a crescut din ce în ce mai mult în cazul doamnelor pe parcursul secolului 20, pentru a ajunge într-un secol 21 în care drepturile sunt egale pentru ambele genuri, într-un moment în care fiecare are posibilitatea să se exprime. Vom discuta despre puterea unei femei, vom discuta despre ceea ce poate reuși o femeie și, desigur, cum se simte o femeie în această dimineață. Iar pentru aceasta, acest buchet de flori, îmi doresc în cadrul următorului dialog, de fapt, să semnifice acea forță, acea putere, acea dorință de a avea mai multă libertate, mai multă posibilitatea de a mișca lucrurile din nou și influența politică pe care o are o femeie. Alături de mine în această dimineață este doamna Ecaterina Mardaroviș. Sărut mâna, doamnă. La mulți Bună ani. Bună dimineața, mulțumesc. Multă, multă inspirație să aveți. Acest buchet este pentru dumneavoastră, pentru toate doamnele. Toate doamnele ce au luptat. Mulțumesc, doamnelor, e dedicat dumneavoastră tuturor. Sărut mâna. Am să vă rog să luăm bună loc. Bună dimineața. Am făcut această incursiune pentru că este foarte important să înțelegem acum în 2023 că această luptă a femeilor a început acum mai bine de un secol. Exact. Și astăzi încă mai avem foarte multe fenomene, atât în Republica Moldova cât și pe glob, legate de limitarea drepturilor femeilor. Mai avem încă de luptat. În același timp, astăzi este un prilej, cel puțin pentru femeile din Republica Moldova, să ne bucurăm că trăim într-o țară în care avem destul de multe drepturi, ne bucurăm de cariere profesionale pe care ni le dorim, ne bucurăm de multe lucruri. În același timp, am devenit mult mai sensibile pentru a găsi și căuta soluții problemelor cu care se confruntă alte femei din Republica Moldova, cum sunt acele fenomene ale violenței domestice, mai nou hărțuirea sexuală, care este un fenomen ascuns de secole și ascuns încă și în secolul 21, despre care nu s-a prea vorbit. Și nu vorbim doar de hărțuire fizică, pentru că hărțuirea fizică ar fi vizibilă. Exact. Hărțuirea psihologică, psihico-emoțională. Exact. Și asta vine din cultura noastră, din istoria. Nu putem să spunem cine este vinovatul, că 8 martie nu e ziua în care căutăm vinovatul. E ziua în care vrem să spunem bărbați și femei astăzi mai avem încă de rezolvat împreună multe probleme. Și vreau să ne reîntoarcem la această influență pe care a adus-o femeia în ultimul secol și în viața politică. Vreau să ne spuneți cât de mult s-au modificat lucrurile în momentul în care femeia a început să aibă dreptul inițial de a vota, ulterior de a se implica în viața publică, pentru ca mai apoi ea să insufle, de fapt, mai multă încredere și astfel să devină și factor de decizie. Inițial, atunci când femeile au început să se implice și au înțeles că viața lor, drepturile lor depind în mare parte de ele și s-au implicat, m-am bucurat foarte mult, cum ați spus, că revoluțiile au fost începute și făcute și cu femei. Apropo, și revoluțiile din Franța, solidaritate, fraternitate, numai că prin această a fost fraternitate și mai puțin suroritate, care după revoluție au spus, da, ați bătut din cratiță
viața, acum treceți acasă. Iar rolul femeilor în acea revoluție a fost iarăși umbrită, limitată, nu s-a știut prea mult. Același lucru și revoluțiile din Rusia. Apropo, mă voi folosi de această ocazie să mulțumesc tinerii scriitoare Paula Erizeanu pentru cartea Ard pădurile, în care am văzut iarăși minciuna comunismului sovietic, pentru că crezând că trăim în cea mai dreaptă țară, de fapt revoluționarile, inclusiv cele și Colontai și tot, au fost atât de marginalizate, pentru că ele au crezut în revoluție că le va aduce multă dreptate, însă femeile care erau cu vocea puternică drept au fost puse la respect și iarăși prin decretul Stalin s-au limitat foarte multe drepturi. Așa că astăzi ceea ce avem noi, și vreau să revin la Republica Moldova. Da, vă rog. Noi avem și am avut voci extraordinare, iar faptul că astăzi la capitolul participarea politică, participarea femeilor și soluțiile pe care le-a oferit Republica Moldova pentru multe probleme ne-a plasat într-un loc de cinste printre țările europene, se datorează vocilor femeilor puternice de la începutul independenței, așa cum a fost și vocea Lidiei Strate, vocea, o avem pe Ala Mândăcanu, avem femeile de puține din acele timpuri, dar care au fost voci auzite și care au încurajat multe femei să se implice în acest proces de obținere și de asigurarea drepturilor. Ceea ce aș vrea astăzi să spun pentru telespectatori, deci mișcarea feministă, organizațiile care luptă pentru drepturile femeilor, nu sunt împotriva cuiva. Suntem pentru drepturile femeilor, astfel ca să putem asigura în Republica Moldova un echilibru și să știm că femeile și bărbații putem trăi în echilibru, în dreptate, și să fim fericiți. E adevărat acest detaliu și ce mă bucură cel mai mult, dacă e să privim spre noua generație, spre organizațiile de tineret, vom vedea foarte multe tinere ce se implică, multe dintre ele, de fapt, conducând acele generații. Exact, și mă bucur foarte mult că s-au schimbat lucrurile chiar și în relațiile de cuplu, în familie. Mă bucur foarte mult când bărbații spun cu atât simplu, oricum public, da, trebuie să-mi iau copilul de la grădiniță, vai, am hrănit copilul ieri și e fericit pentru că se poate implica. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că de-a lungul istoriei dumneavoastră știți că familia, cetatea mea, nu scot gunoiul din casă, tocmai de asta s-au perpetuat foarte multe fenomene care au dus mari prejudicii femeii și a ceea ce a dat ea și a transmis noilor generații de femei și de bărbați. Astăzi, aceasta cetatea mea, dar până unde? Deja anumite lucruri nu mai sunt treaba noastră. Dacă ceva scârție menționăm, am prins la curaj să spunem despre aceste lucruri care nu sunt bine. Legislația ne încurajează și ne susține. S-a dat dreptul comunității și ne-am făcut mai implicați. Ne pasă ce se întâmplă la vecinii noștri, ce se întâmplă în comunitatea noastră. Mă bucur că a crescut și numărul bărbaților care se implică și sunt alături de mișcarea feministă pentru drepturile femeilor. Apropo, astăzi la ora 12 invităm pe toată lumea, femei și bărbați care susțin mișcarea feministă, mai ales că astăzi cu un generic cu femeia între război și pace. Vom pleda în cadrul acestei manifestări pentru pace și în susținerea femeilor din Ucraina. Vreau să vă întreb, pentru că în ultimii 10 ani femeia a început să aibă din ce în ce mai mult curaj, ceea ce ați menționat deja dumneavoastră aici, în spațiul nostru, dintre Nistru și Prut. La începutul anilor 2000, deși drepturile erau egale, încă nu exista acel curaj. Cum s-au modificat lucrurile? Ce a influențat? Care au fost premisele pentru ca să se schimbe aceste lucruri spre bine? Un secol a fost ca femeile să lupte pentru a avea prin lege acele drepturi. S-au obținut
chiar și Constituția Uniunii Sovietice, apoi Constituția Republicii Moldova, scria: femeile și bărbații suntem egali, indiferent de rasă, sex și așa mai departe. Realitatea arăta cu totul altfel. Și atunci s-a venit, avem nevoie de drepturi egale, avem nevoie de oportunități egale, avem nevoie de participare egală, pentru că dacă nu sunt oportunități, și vreau să fiu explicită ce înseamnă oportunități, pentru că dacă nu avem creșe, grădinițe, servicii pentru copii după orele de școală, dacă nu avem servicii pentru persoanele în vârstă, că acestea încă sunt lucruri care rămân pe umerii femei, atunci de ce am scris noi că suntem în drepturi egale? Avem nevoie de oportunități. Și apropo, aceste lucruri se schimbă și trebuie și se vor schimba. Eu cred că viitoarea provocare a societăților, a societății moderne, va fi tocmai acest lucru. Cum menținem familia, cum menținem și încurajăm nașterea copiilor și cum facem ca să asigurăm și securitatea financiară a familiei, astfel ca femeile și bărbații, mama și tata, să poată contribui la bugetul familiei, să poată crește împreună copiii, să se poată face o carieră. Din punctul meu de vedere, soluția este să dezvoltăm aceste servicii dedicate acelor persoane care au, deci copiii și persoanele în vârstă au nevoie de îngrijire, și să nu rămână aceasta o sarcină doar a femeii. Pentru că secolul 21 nu mai este secolul 20 când lucram la locul de muncă, 25 de ani, întreprinderile aveau 100 sau 50 de ani. Noi astăzi asistăm mereu la, s-a deschis întreprinderi, unul pierde locul de muncă, și atunci ba soția a pierdut locul de muncă, aici pune umărul soțul, ba a pierdut soțul, soția pune umărul, continuă creșterea. De aceea zic, noi suntem condamnați să mergem împreună frumos, sprijinindu-ne și fiind umărul, atât femeia pentru bărbat, cât și bărbatul pentru femeie. Vreau să mai știu un lucru. Cum a influențat femeia sfera politică mondială în ultimele decenii? Vă întreb acest lucru pentru că dacă să aruncăm o privire peste dezvoltarea rasei umane și tot parcursul ei istoric, sigur că femeile în unele momente cheie au influențat, sau unele femei au influențat, dar nu la o scară mare. Ulterior, în momentul în care femeia a putut face pasul spre politic, lucrurile s-au modificat, pentru că fiecare individ vine cu o influență diferită, dar femeile au venit și ele cu ceva diferit. Exact. Ceea ce trebuie să înțelegeți, și aveți perfectă dreptate, să înțelegem, noi suntem diferiți, dar nu mai buni sau mai răi. Noi venim cu soluții diferite pentru aceleași probleme. Exact ce spuneți, că când s-au schimbat lucrurile și femeia s-a putut regăsi în viața politică, rolul acestora se cunoaște. Nu aș vrea să zic acum să trec Margaret Thatcher, Merkel și așa mai departe, Condoleezza Rice, Albright și americancele care au schimbat lumea, pentru că și-au propus, și-au dorit acest lucru și majoritatea a spus: dacă nu eu, cine? Exact. Și asta trebuie să facem. O femeie împlinită, trebuie să înțelegem, nu este neapărat să fii ministră, să fii deputată, să fii președinta țării, nu e neapărat asta. O femeie împlinită este femeia care tot ce face este în concordanță cu dorințele ei și nu pentru că așa spune societatea, locul meu e să fiu doctoriță, locul meu e să fiu în social. Ce simți? Asta este important. Ce simți? Respect. Pentru ce ai chemarea și toți cei de, și e bine să împărtășim, să ne sprijinim în acest lucru. Deci eu astăzi, chiar cu ocazia sărbătorii de 8 martie, aș recomanda tuturor celor care vă propuneți să vă felicitați, în mod special mamele, pentru că nu uitați, mamele sunt femei. Cel mai bun cadou este să le ascultați, să le oferiți o oră ca să vă spună cum au reușit în viață, ce au făcut. Ele nu au făcut doar prăjituri, care ne bucurat și ne-a bucurat întotdeauna. Foarte important să recunoaștem, foarte important să înțelegem fiecare dintre noi
ce a reușit, să înțelegem perspectiva de ce a făcut aceste lucruri. Sfata, doamnă, vă doresc multă sănătate, mult succes și multă inspirație și vă mai așteptăm cu mare drag să reveniți aici. Mulțumesc. Alături de noi.